Cluj-Napoca este un oraș minunat, după cum știm cu toții. Un oraș plin de artă, de frumos, de peisaje extraordinare. Dar cea mai mare valoare a orașului nostru sunt oamenii. Oameni buni, cinstiți, educați și civilizați. Nu la ei mă refeream. Orice pădure își are uscăturile ei. Dar sper că voi, la fel ca și mine, vreți să schimbăm mentalitatea clujenilor și orașul nostru să fie cât se poate de curat, de frumos, de ospitalier. Pentru că, fiind capitala europeană a tineretului în 2015, vrem ca atât toți cei care locuiesc aici, cât și cei care ne vor vizita, să aibă parte de o experiență și de o aventură plăcută ce nu o vor uita niciodată. Într-adevăr, trebuie să ne schimbăm abordarea și să nu mai poluăm cu atâta nesimțire, dar asta nu e totul. Mizeria, peturile, dozele și gunoaiele nu dispar peste noapte doar pentru că noi ne schimbăm mintea. Cineva trebuie să curețe aceste deșeuri. Cum spuneam înainte, orice pădure își are uscăturile ei, dar din păcate acum are și gunoaiele ei. Haideți împreună cu noi să facem ca nu numai centrul Clujului, ci și zonele minunate de lângă oraș, unde ieșim adesea să ne deconectăm, cum e pădurea Hoia, Făget, Cetățuia sau Someșul și multe altele asemenea, să fie așa cum sunt ele de fapt, extraordinare, nu pline de urmele nesimțirii celor ce poluează fără rușii. Deci, vă invităm să vă alăturați nouă pentru un Cluj-Napoca curat în suflet și atmosferă. Clean Cluj, 6-7 mai 2015.